Marius, bine ți-am găsit. Salut Cristi, bine vin la mine. Așa. Știi cu, cum ziceau maestrii de croitorie și de alte astea, că ei n-au timp să și le facă pe ale lor, a? Da, da, da. Acum o să putcovim iapa mea. Așa. Mai putcovit-o în septembrie, tot când m-ai filmat tu. Da, da, de atunci n-ai mai putcovit-o. N-am mai putcovit. Deci septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie. Aprilie. Azi. Deci, îs câteva lunișoare. Îs ceva luni. Uh-huh. Nu mi-a făcut timp, că am fost foarte solicitat. Da. Iar acum, din păcate, o să lucrez singur. Da. Că Cipri a renunțat. Și oamenii sper să mă înțeleagă că acum nu pot să onorez exact la timp comenzile. Poate o să mai și limitez. O să fac aici mai pe distanță mai apropiată, nu o să mă mai deplasez chiar foarte departe. Așa. Între timp sunt căutare de un băiat care să vină cu mine, dar băiatul să fie pasionat de cai, nu, și de ceea ce face. Nu numai că vine. Am înțeles. Marius, mă bucur că am ajuns la tine. Mă bucur că nu te lași și deși sunt momente, este când ți-e mai greu, este când a fost și mai greu, au fost momente dificile de frig, de du-te, căldură, de tot. Așa, du-te în țară, vino, ăla e un lucru bun că nu te lași și că merge înainte. Deci o să facem o potcoveală, așa, o să faci o potcoveală tu, da? Da, 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 pentru că acum deja una a căzut acum zilele astea și mai are trei care joc cam tare. Aha. Te auzi, cred. Asta se zice că nu mai fost afară de mult. Aha. Oh, ha. Frumoasă aia, băi. Hai de sus. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop.
Bun, ce prostii. Oh. Am văzut cum îmi tăia cuiul. Asta am vrut să te întreb, că mai prins cu cleștele din când în când și câte un cui? Da, la podcoarele care scăzute. Rămân bucăți? Da, acum eu le mai verific, da. Nu l-am simțit și. Le-aș cuțivrată cleștele? Asta? Da, dar cu ceva foarte fin, știi, ca să nu... Să nu se mănânce. Da, ca să nu... Mână bună ai oricum. Acum altul. Stai prea, vreau. De fapt e vărbia. Nu, că e doctorul. Ce-o vine la tine? Nu-i la mine, la vecinul pleacă, dar nu poate de mașina aia. De mașina aia ce-o parcat-o domnul ăla, da. Ajutorul, în general, cam ce trebuie să facă pentru tine, ajutorul? Să mă ajute să-i trag piciorul sus. Așa. Bine să sudeze pe podcove. Uh-huh. În timp ce îl curăț, să sudeze. Tu câștigi un pic de timp. Exact, da. Am înțeles. Și... Da, dacă nu-i... Cure de la mână. Exact. Mai dă-i curaj, fă, dacă nu-i ce să faci. Să mai trag și eu aer un pic. Thank you.
Să te stresa, că așa e la muncă, la lucru. În cât timp să se încinge cuptorul? Da, rapid. Un minut, două? Da, cam acum. Eu mă uit acum să văd cam ce număr are nevoie. Și până o finisez în exterior. E, se încălzesc. Am înțeles. Se încălzesc, potcove. Ăsta-s potcove dintre ele frumoase cumpărate, așa-i? Da, exact. Potcove de la Mustad. Care e faza cu potcovele astea? Sunt buni așa? Da, sunt foarte buni. De ce zici că sunt buni? E un material bun în ele. Se uzează greu? Sunt bine călite? A? Da. Părerea mea e asta, că sunt foarte buni. Acum eu am mai lucrat și cu potcove. Făcute și... Da, cu astea parcă e altceva. Am înțeles, astea ce număr au? 6? Numărul 6, da. Am ghicit? Da. Hai de capul meu, mă pot face potcovar. Ce faci cu mine? E, și eu ce fac? Nu mă-ți dau sculele la mână. Nici măcar... Nu, tu numai mă filmezi, faci clipuri în fiecare zi. Ai, eu zic că e bună treaba. E bună? Da, cum? Da, dau și sculele la mână, n-am bai. Dar ce-i mare? M-am băgat. S-a mai zis și data trecută. Zirea aia, eu cu ăsta prima dată. Thank you.
partea interioară ca să fie așa. Am înțeles. Dacă e calde. Thank you.
Hop, hop. Acum trebuie să-i las jos până pregătesc potcova. O să-i dau găuri. O să-i pun colț din aia să filez. Și acum și vedem, așa-i? Da.
Nu înțeleg din ce cauză se tot distrânge asta. Drepturile alea, le ai cu filet cu tot? Sau și la alea trebuie să faci filet? Nu, alea cu filet. Astea sunt niște crampone cu vidia, da. Gata, pregătite cu filet, tot de la Mustad. Normal mi-ar trebui o cheie tubulară tot pe mașină, ca să-i dau să meargă mai rapid. Deci în vârf la metalul ăla e vidia. Vidia, am înțeles. Și zici că astea nu se uzează până la următoarea. Nu. Curele. Nu, nu. Deci pastiluța e foarte mică. Da, da, da. Dar îi și sfăcut ele dintr-un material mai rezistent. Acum, cum ți-am zis, trebuia, nu m-am pregătit eu să am și cheia aia, ca să nu fac... E bună asta, e bine că ai... Ai, ai la îndemână și altceva. O să rupă podelele. O să le rupă cu astea. Asta ai? Astea nu se deșurubează. Nu se deșurubează. Cum ai pregătit să o bat? Ia să vedem cum arată. O să o pune un pic de jos. Jos, că pe astea nu. Nu. Ele toate sunt egale. Da. Acum, de obicei, se poate pune ce înălțime are? Pe față și mai... Ai și mai înguste? Și mai mici? Sunt și mai mici, da. Astea... Cât au? 2 cm? Da, scrie că cutie. Nu știu dacă se mai vede. Înălțime 15 au. Un centimetru jumate? Da. Hai de sus. Știi ce? N-am făcut. N-am polizat podcova. Dar aia nu durează câteva secunde. Acum batem podcova. Dar zici ce vrei să zici, că te ascult. Eu bat și după aia eu o să dau jos colță. Așa, deci ai făcut numai ca am să de demonstrație. Am făcut numai ca să dau o demonstrație. O să-i dau jos pentru că eu nici nu lucrez cu ea. Dar ai zis că să ne arăți cum se... Da, una dintre metode. Am că înțeles. Una am arătat o data trecută. Când ai mai filmat primul filmuleț, așa. Putem să sudăm niște pastile fără vidia sau și în alea se poate băga vidia. Facem gaură în alea, băgăm vidia. Am înțeles. Acum sunt mai multe metode. Acum dăm bătaie.
acum eu o să dau jos colț. Foarte practic. Așa. Că da, la sudură nu poți să-i dai jos. Da, ai. Asta e avantajul. Că l-ai pus, nu lucri două săptămâni cu calul. Exact. Sau te duci pe betoane, te duci pe șosea. Și poți să-i dai jos. Poți să-i dai jos, așa. Să zici eu mai demers 30 de kilometri cu calul pe beton, pe șosea. I-ai pus. Numai... Nu, trebuie să și stai calul. Păi, nu stau ca ăștia de pădure. Care te aia lucră. Cam stau, da. După ce îl duci 30 de kilometri ca lemnul ăsta, poți să-l iei în spate. Corect? Exact. Îmi place mult ideea asta, e foarte bună ideea. Dar îmi place mult slimul ăsta așa subțire, știi? Îmi place potcoava subțire, nu dita mai potcovocul. Exact, așa arată. Cu toate colțurile înalte și... Nici mie nu plac. Alea cu colțuri înalte și cu... Haide. Da, lasă, nu mânca blusă. Așa, așa bine arată de parcă s-a fătat cu potcova pe picior. Vă auzi? Da. Aha. Așa frumos îi stă pe picior. Da, mai sunt care zic, zici că așa s-au născut. Ai mai auzit așa? Da. De uite, nu te cred. Ei, dacă eu fac exact după copită, știi? Depoitorul mecanic ăla din fier. Ăla din fier, ăla nu încălzește copita, așa-i? Ăla nu. Ăla e un disc. Deci nu folosești niciodată special până... pentru copite. Deci nu folosești niciodată pânza abrazivă, da? Nu, tu, nu. Pe copita. Nu. Ăla e un disc special pentru copite. Am înțeles. Deci nu încălzește în interior. Nu încălzește, dar astea e o prostie cu încălzitul. Nu-i, vo- că... nu-i voie, așa-i? Nu, că nu-i voie. Dar tu când îl arzi cu potcova caldă, nu îți încălzești. Atunci ai să încălzești cu... Dar bine, nu... Nu, oricum nu folosesc din ăla.
asta expre? Da, e ulei. Așa arată copita de la ultima potcovitură, care a fost în urmă cu 6 luni și un pic. Se poate vedea și pe YouTube filmarea din septembrie, nu mai știu exact, 24 sau... Și acum e 1 aprilie. Acum e un pic cam urât din partea mea, chiar eu. Da, păi ai avut timp? Dar n-am avut timp, am fost prea solicitat. Și acum ăsta era... Chiar trebuia acum să fac un aparat. Nici nu poți să te lași pe tine pentru alții. Deși am mai făcut gesturi de astea. Exact. Astea sunt potcovele care le-am făcut data trecută. Am sudat pe ele pastile din alea, cum am explicat data trecută. Deci și în astea se poate face gaură și Așa, zi. Și în astea se poate face gaură, da. Și bătut vidia. Acum, care cum dorește. Așa le facem. Tu îți dai seama, după copită, cam cât timp a stat... Calul, da. Cam cât timp, de cât timp a fost potcovită? Da. Chiar dacă e soroasă copitele, a? Acum depinde, știi, și cât e purtat calul. Că la ăștia care umblă în pădure și îi poartă pe vale sau... Nu le crește foarte mult aici în interior. Să mai... Mai mănânc acolo pe vale și pe... Cristi, nu stai foarte bine acolo. Uite, acum jumătate ai curățat. Nu știu dacă te dai aici sau să... Așa zi. Să vezi cât e curățat și cât nu e curățat.
Acum o să am nevoie iară să trag în partea asta și sare pe tine. Hai, pregătește-o. Fă-ți treaba liniștit, că nu e o problemă. Iar astăzi am schimbat furtunile la lanțuri. Am văzut că-s noi. Ai văzut? Da, e bun așa cu furtun pe lanț, da? Numai cât am mai făcut 2 cai astăzi. Nu, dar zic că e bun așa cu furtun pe lanț, nu? Păi, bineînțeles, că nu îl jenează. Trebuie să explicăm, Cristi. Poți să explic, dacă doresc să ne explici ceva. Asta e un disc bine special pentru copite. Da. Are vidia, după cum se vede aici, da. Lipită.
Și cu ăsta e o parte aia mai murdară, mai... Mai grea. Da. După aia... Mai dură. Exact. Ca să-mi ușure și eu un pic munca. Și nici nu se încălzește copita. Nu se încălzește copita, n-are cum. Asta... Și pot să spun cine... De unde l-a achiziționat? A, îl găsești în mai multe locuri. Nu, dar cine mă... Șoricelul mă... E, domnul Sorin ți-a zis de videapa? Da, el a zis că să nu mă mai chinui și... Să-i fac cu din ăsta că... Iese treabă bună și chiar a avut dreptate. Învățăm de la unul și de la altul, nu? Bineînțeles. Cum am, oricum am mai auzit eu că-i fac, dar... Unii vorbeau de rău despre flexii, dar nu, chiar nu, chiar nu-i faci nimic rău. Cum nu, este cal care se sperie și nu poți să-l faci. Dar care acceptă. Asta e, ridurile astea, urâte, arată copita perfectă și mult mai bine. Nu, vei să inhalezi din asta. Hai ca așa să vorbești, că ăsta e foarte bun la sinusul. Las că inhalez eu. Nu vrei? De ce nu vreau? Cum așa frumos miroase? Mă, Marius, da. N-ai un parfum dintre ăsta să miroase ca chestia asta? Să ne dăm așa când ieșim în oraș. Pe mine, după mirosul ăsta, m-a luat foamea. Ce-a luat foamea? N-are nimic, mă scăm după aia. Nu să... Nu se s-a întâmplat să se ducă pe fundul găleții și să se topească găleata până se răcește? Nu, că câteva secunde... Îl țin în apă așa? Exact. Deci nu-l lași direct? Nu, nu. Să vii să-ți ieși. Tare! Ce, ți-ai și găsit zâie? Da. Cu echipier? Bineînțeles. Nu cu echipier, cum se zice? Ajutor. Ajutor. Da, e bine că nu te-ai speriat. Nu mă sperie așa. Nu ți-e frică de cai? Nu, nu-mi e frică de nimic. E, dar știi să stai în picioare pe cai? Poftim? Ai, știi să stai în picioare pe cai? Nu. Nu știi că nu a avut tangență cu cai. E, da. Nu știu nimic despre ei pe mare. Da, acum azi ai putea să fac treaba asta. Astăzi? Da. Nu pregătită. Câștigi un milion. Te bagi? Nu mă bag. Nu, pentru atâta.
E puțin? Foarte. Păi? N-a ce zice. Arius. Cristi, cum am specificat și la altă podcovă. Da, la prima. La asta noi am mai făcut găuri pentru cramponic, eu nu am nevoie. Aia a fost o demonstrație. Așa, ca să se înțeleagă. Bun. Pentru cât ai fi, te-ai fi ridicat în picioare pe cai? No. Hai zi. 1000 euro. Și vorbim de euro, nu lei, da? Nu-i bine așa. Nu-i rău. Dar ce zici, Marius? Ești pretențioasă? Nu ești pretențioasă, ai cerut numai. Și atunci eu, dacă le-aș cere la, nu știu, 100 de euro să-i potcovesc un cal, e mult, da? Altul cere ca să se pună în picioare. Păi atunci 500 de euro. Să le cer. Tot e mult. Tot e mult? Da. Atunci 200 de euro, nu. Eu zic că nu e mult, dar nu avem să-ți dăm. Nu, no, te sui pe un milion? Nu. Ha? Nu. Dar te ajută, Marius, să te sui. Nu, că nu mă pricep. Dar fii atentă, dar te ia Marius în brațe, ți aruncă direct pe cap. Și el nu primește nimic pe chestia ta. Ha? Nu mai gândesc. Te gândesc? Nu, no, Marius, trebuie să potcovești. Marius, tu trebuie să trebuie să potcovești, trebuie să potcovești repede iapa. Trebuie să înveți pe sânziana să călărească și să o pui până la una călare. Dragă. Te lasă tata de tine. Apa trebuie să o pui după ce strângeai cu ele. M-auzi? Mai pui o dată, să văd. Să punem acum? Da. Să-i leu sus? Da, da. După ce îi lași piciorul jos, vreau să văd încă o dată. Marius, da. Adă un pic de apă dintre ce a dus doamna să bem. Că-s curios la o chestie. Ia pune-o să bem. Să punem în copită? Aia. Super! Super! Bravo! Deci se vede apa, nu? Da, da, se vede.
să o ridic mai sus, să pun mai... Nu trebuie să ridici. Da, pastă. Ai avut dreptate tu. Te-ai și gândit la vinul ăla de fără, trebuia să fi băut o gură de apă de acolo. Eu o trebuie să beau. Eu beau, eu n-am treabă. Am făcut noi multe în viață și o mai facem. Ce, că e curat, oricum, cum am curățat. Da, cum. Arată foarte bine. Arată foarte bine, îmi place. Ești un om valoros aici, pe zona asta. Și din păcate nu se mai fac meserii. Marius, din păcate nu se mai fac meserii. Dar nici nu vreau să prea lucre. Și toți or să fie directori. Da, da. Și de astea, management sau cum să le zice la ea. Ce mai trebuie să-i dau? Astea mai trebuie să-i dau. Asta oricum e o meserie, nu e ușoară. Păi nu, da, să-l atâta tras. Asta e o meserie, e grea. Tu nici n-ar trebui să te înscrii vreodată la sală. Dar nici n-am de gând. Nu te-ai gândit să te înscrii, ai? Nu, că... Treaba numai. Fără mă. Cum e cu sala? De ce, ai luat-o în spate? Nu, cum vin... E obosit vinerea sau sâmbătă. Dar ce are, că după te aia... Te cunosc, mă, pe mine mult. După aia te uita de mai multe ori la filmare. Dacă te mă uit la tine acolo. Vă uitați la Marius, așa-i? Dar cum, dracu? Că avem cai și eu și tatăl să mai de mult, dar... Na. Nu era ta specialitate ca mult. Bună ziua. Bună ziua. Era greu, ori că nu cam om, e bine. Să recuntaie. Nu vă tăiau cleștile mai demult. Asta e geada noastră. Ba, tăiau, că tatăl a fost miserial cu un tare, nu se discuta, dar la alții nu tăiau. Era coada aici la tata lui Marius la post-covid? Era coada? Nu, vinge. Câți bani au făcut acela? Ha? Băi, da. Ce fel, era aici, nu mai vinge. Lucra la șior, la mine, la atelier, acolo, la forjă. Păi după ce vine, numai sâmbătă. Sau după masă. Dar tu ce era viață de coace? Atunci mai bine. Ai mai fain, știi? Și i-am totuși aranjat și să-l las cozele legate la ei, nu așa ca o mugă, ei umblă cu cozele așa ca vulpile. Legate cozele la ei, nu? Umblă aici, totuși! E bun la sinusuri, băi. Da, o doare? Nu o doare, dar nu s-o lăsi, Mariu. O amorțit.
Ce zicea tata lui Marius? Era bun mirosul ăsta din halat. Da, de ce? Gerăceală. Și chiar era strecear? Era un muș mai bătrân, știi, când vrea tata la ieșit cu cai. Și? Și apoi mereu mă șurgești dacă orice e. Și nu fă gust, nu știu, fă mai... Nu, fă prunc. Și? Și apoi șurgești mereu și apoi zice, mă, stați aici care strecheți rece cu nasul. Că vă trece răceala. Și chiar le trecea? Da! Ia, așa strecheau acolo și... No. Dai seama, e și lucruri așa... Eu am trecut pe multe și am văzut multe. Ferari care fug la pădure și... Și apoi de aromatism cum scăpați? Eu n-am aromatism. Cât am lucrat și am stat în polochim până aici. Adică am înghețat până aici cu șalopechile, am purtat polochim, blugi, ceala, știi? Bun. Ce vârstă aveți acum? 57, 58. Mulți înainte și nu văd oroasele. Deloc. Înseamnă că ați lucrat atent. Dai seama, Mita, că mi-a fost atâtea haine înghețată până la brâu. Stăteam în groapa cu polochimul, cu... Mama are știi, dar nu știi ce înseamnă ăștia polochim, știi? Păi zice-ți-ne ce înseamnă. Am o, nu mai zâmb nică, că trebuie să vă explic mai mult. Păi explicați-ne în trei cuvinte. E un pământ care se pune... E așa mai... Un pământ mai răcoros. Care ține un... Mai greu. Un fel de umezală. Bine, aici, la, în zona noastră, e pământul foarte... sec. Slab pământ. Slab. Fertil, nefertil. Da, pe când Marius ia și aici tot chiarci l-a umplut, așa ia, a tot pus de gros ia, peste pământul lui. Groapa cu polochimul e acolo, purta cu tatăl său, cu Marius, cu omii din sat. Te pământul ăsta ia. Ca o mănușă vine, mă, potcoava la... Da, și partea din afară am lăsat-o. Interiorul e un pic mai... În caz că să nu se calce. Da, e tot timpul un exterior. Bine, normal, înainte nu făceau la noi, numai în afară. Așa un cheș cum se uită, el... Hai mă, când e cu riguriță, nu-i manual, nu așa? El... E tot așa ziceau, să nu rămână cumva potcova în exterior. Mai e pădure, știi? Așa pe pădurea cățar, știi? Cât mere pe voi, pe... Așa, așa. Să zbuje, știi, de aici. Bravo. Să zbuje, pe titri. Cât ascunsă era, așa zice, să pot coge mai de mult. Am așa pe la câmpii, la drept, la drum, așa numai... Sunt tot felul de tehnici. Da. Știi, Marius, bine, foarte bine, foarte bun. Are și scule bune. Dar cum? Investiție. Da. Dacă vrei să faci ceva, trebuie să investești. Nu lucrat, băiatul, nu pot zice bine. El te seamănă cu tata, că el și tata a fost așa un om. E zgârcit de... Pe și el așa tot îți pe ce mă iubiași, cum îți zgârcit? Nu îi zgârcit, Marius. Eu nu zgârcit. Ba! Nici, nu, niciodată. Nu-i? Nu, l-ați greșit. Nu, că adică cum m-a greșit, dar nu văd eu, așa a fost și tata, exact ca el. Al dumneavoastră? Tata meu, ca bunicul lui tata, eu am fost frate cu tata său. Am înțeles. Tata era sesem de aici, așa. Nu l-ați ghicit. Zgârcit? Nu, pe Marius nu. Nu știu, da. Marius aruncă cu banii într-o parte și într-alta. Nu ce mi. Ba, nu dau nici eu pe prostii. Nu ce mi. Mai dau, da. Da, un avion cu reacție tot te cumpără dacă ai avea bani, nu? Și da, că numai când ai bani e bine, când ai bani e bai. Da, păi știți cum e aici... Dacă ai tot ce trebuie, ai un pic de pământ. Dar are și sistemul ăla, cum, exact ca tata, eu știu pe tata. Exact așa e, reduce după el. Cine? Băiatul? Da. Foarte bine. De Claudiu? De Claudiu ce zici? Și Claudiu băiat bun, amândoi. Că și e femeie bună, nu? Maica sa. Ce, rău Claudiu? Nu, eu mă întrebam numai, nu, că rău pe mărți. Niciunul. Fii Claudiu bun. Orice. Care se luptă după bani, amândoi. Și-mi place de ei. Și nu-s puturoși, știi, că de-ar fi puturoși, a pe... Știi ce înseamnă puturos? Leneș. Leneș, da, nu, da. Nu știi. Trântoraș. Trântor. Uite, Marius, ia ce spune. Tot insistă. Dar pe nu? Mă măr. Da, du-te, răspunde tu.
Tu te răspunde, ce-i dacă îți dă voie. Acum ești asistentă. Ce-i, Claudie? Bine, că ai nu, ia, minte de... Ia pe fetii. N-am apucat. Aici e și că au venit, dacă am văzut mașina, domnișoanei? Aia mea, mașina. Da, da. Azi ce mașină are? Avion cu reacție. Nu am avion cu reacție. Dar cum, Luc, așa ai trecut pe lângă mine, m-am speriat, n-aș știu că cine... Dacă e nouă, trebuie de până, adică, uite-le, că nu-i... N-aș știu că cine, cine se grăbește așa? Eu să fac, eu să fac poze la statuie. Zic că eu să fac poze la statuie și tu mă clasonezi, dă-te la o parte. Oh. Oh. Deci nu mai, no, noi femeile nu mai avem răbdare. Din ce cauză? Care e care e faza? Explică-mi, te rog. Păi nu, că nu vezi că... Stai, stai aici, explică-mi. Fă-mă să înțeleg. De ce nu aveți răbdare? Aici. Noi femeile? Da, voi, voi. Păi... Hmm? Eu nu mă zic. Ha? Cea mai faină fază, cum a zis David de la Reteac. Ce-a zis? Asta e cea mai faină fază. E, să dai, să dai așa? Dacă ai putea să dai așa și să se pună potcoavele singure. Exact. O, dragă. O, dar ce-i bani? Dă-mă așa să arate mai bine la cameră. Arată foarte bine oricum. Băi, dar cum s-aude cum vorbești? Dar cum? Deci te, aici s-aude și ce nu vorbești. Mă auzeți? Uite la filmă, de cum îl cheam pe unchi-to? Cum îl cheam? Cum? Vasile. Domn Vasile. Asta și ce gândești? Audi. Eu nu știu. Dar ce are? Că lumea se distrează și dacă ascultă. Acum poate... Sunt așa o fumă, acum primul, mai bă, cine la o largă, feciori, neamurile, am o să desmănesc, bă. Și neamurile? Neamurile, frață, nu-s mai ca cum o porim, mere la gel, la ferim, e mere marca la mie acasă. Amu, cum e? Nu, nu știu, că nu mă duc, am fost bătrân. Nu conta că ce ai sau că ăsta, se împărțea, nu? Tot. Tot. Hai, dar și mâncat mâine pot zice. Amu? Ce-i frate, eu? Slab. Slab. Amu-i cu programare? Nu mai țin unul la altul, chiar că ținem mai de mult. Și neamurile cu dea... Neamul și... Îți becezi, zici? Foarte becezi nici oamenii în zonii astăzi. E bai cu ei. Fiecare numai pentru el. Nu mai e să aibă și altul, nu. Dar trebuie să le arăți că ești mai bun ca ei, știi? Degeauna, să iei mai sus. Și cum le arăți chestia asta? Le arăți așa, muncești. Să le arăți, să, cum să spui eu la mine acasă, să vadă că ești mai bun ca ei în... În domeniu? În domeniu, da. În domeniu ce te ocupi? În domeniu în care te ocupi? Da, de care stai, 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 ce-ți trebuie, pământ, casă, femei, prunci. Să-mi iau. Erau harnice femeile pe timpurile alea? Așa, musca, anostic, estic, mai, estic la artigiu, să știi.
N-ați văzut? Cu, cu școli, cu facultăți, cu masterate, așa pe unghii făcute și nimic, la mașină. Măi, unghiile mele? La mașină râde. Nu mai râdea și nimeni la, la casă, la vasă. Nu mai? Dar rar. Eu n-am dar rar femei mai sunt. De ce? Pentru că lucrez în brutărie și n-am voie. Am înțeles. Știi? Dar n-ai adus topit în coace? Să o mâncăm așa proaspătă. Păi dacă n-am fost astăzi la lucru să-ți aduc proaspătă. Am înțeles. Nu lasă cătura următoare când vine la Marius. Săptămâna viitoare lucrezi sâmbătă. La viitoare poți să-ți aduc. Așa, păi, hai să zicem că am mere... Să zicem că am mere cu Marius, să merem într-un club aici la voi, la Maramu. Vii cu pita sub braț, o aduci acolo la ăsta? Da! Ha? Da! Bun. Dar vezi că eu pentru pita aia vin. Bine. Fac 300 de kilometri numai să vin să mănânc o pită. Ce-i o pizza? Cât, cât e o pizza? 50 pizza. Lei? Nu, mă, nu pizza, nu pizza. Pâine, pâine. Pâine, a? Nu vin eu pentru pizza, pentru pâine vin. Dacă face fata pâinea. Dar care vrei? Cu drojdie sau cu maia? Cum? Cum ai zis? Cu drojdie sau cu maia naturală vrei? Păi eu nu știu cum să făcea odinioară. El mănâncă cât mai natural. Cât mai natural. Păi aia e din maia da, naturală. Da, dar îmi trebuie să fie moale. Și făina. Îmi place să fie așa moale și să fie scorțoasă coaja. Și mie place. Aaa, după maia vrei. Crocantă. Crocant, așa, deci... Tu acum așa mi-ai zis de pita asta că deja parcă... Salivează gurta. Da, da, da. Și fac și baghete cu maia. Faci așa? Da. Fac baghete, fac ciabata, fac focaccia acum. E, și dacă ne suim noi mașina acum și mergem la tine la lucru și cerem la colegele tale. Păi acum e închis. Închis? Auzi, dar este în Cluj. Și în Cluj este gourmet. Ce în Cluj s-a deschis din decembrie? Am face reclamă la gourmet. Da, mă, dar nu-i bine că în Cluj. Acum noi suntem aici. Știi cum zic? Eu zic să nu mai vorbim de mâncare. Că mă apuc și iau o chestie de aia de pe jos. Ieri a fost... Să-și probăm? Păi suntem... Marius, nu ți-e foame? Ba, mi-e foame. Eu nu m-o dată mâncă și eu. N-ați văzut? M-a dus ceva dulce. Ce? Ce? Știți care-i treaba? Ce crezi? Nu mă așa te poți face ca de răbdu foame. Dar cum? Ieri a fost... Că să nu cheltuiești. Nu, nu! Auzit? Zi. Omul astăzi trăiește foarte puțin. Depinde. De ce trăiește puțin? Păi foarte puțin. 50-60 de ani e mult? Și apoi ce șopt am eu? Mulți înainte vă doresc, da? Trebuie să mor amul. Nu, eu nu m-am zis că... No. Da, da, majorii, da. Mă înțelegeți? Ăsta de viață... Cât ai? Nu contează. Zi... 25 am. Speranța de... Să-mi dau jos căciula să vedeți că am părul negru. Speranța de viață e mai mică acum. Acum nu am făcut eu statistică. Cum și-o face omul, știi? Ia mâncat cam natural. Cam de casă. No, despre asta e vorba. Da. Unde... Deci ce ați zis acum dumneavoastră? Ce fain arată! Arată fain. Ce stai, bă? Lasă, că-i dea urmă. Ce faci, mă? Nu am știut să te chem eu mai repede. Așa, Marius. Acum da. Ai dat-o jos din caladău. Da. Ai potcovit-o foarte, foarte repede. Zi, o relaxare la tine? Marius. Da. Nu, las că fac eu după aia. No, hai să te urc călare. Așa de final. Nu, că am emoții. Nu, că mă murdăresc. N-are nimic. Da, nu, că mă murdăresc. Are o mașină mare de spălat și luat nouă. De aia e 9 kg, poți băga haine. Nu, că mă murdăresc. Nu. Ia, calci aici. Nu, că nu vreau. Nu vreau. O știi aia cu Ionu, Ionu. Nu vreau. Hai că-l sui pe Bogdan. Dar Bogdan e mai mare ca și cam.
Marius, îți mulțumim frumos. Poți să o duci încolo, încolo. Mulțumim tare frumos, Marius. Nu mai. Nu, 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 nu,